V-ați întrebat vreodată ce mănâncă președinții? Mă faci de un Astăzi o să aflăm ce mănâncă cei mai importanți lideri ai lumii. Noi o să mâncăm același lucru ca și ei. Iar primul om de pe lista noastră este fostul președinte al Americii, Donald Trump. Primul lucru pe care îl face Donald Trump când își începe ziua este să dea comandă de două meniuri complete de la McDonald's. Și absolut tot ce este în meniu. Bine, glumesc, deși pare că nu glumesc. Vreau și eu două Egg McMuffin-uri, vă rog. Sau muffin... Ok, am întârziat și nu mai putem să luăm micul dejun, așa că o să luăm ce mănâncă el la cină și noi o să mâncăm la micul dejun pentru că suntem doi retardați. Donald Trump are o afinitate pentru McDonald's, iar el la cină mănâncă câte două Big Mac-uri și două Filet-O-Fish-uri și un shake cu ciocolată. Da, cât să ne arăbă Donald Trump? 78. 78, vezi mă, și omul mâncă de la Mac, mă. Vezi cât timp mănânci ce te face fericit, nu pățești nimic. Bună ziua, vreau și eu un Big Mac, un Filet-O-Fish, un shake de ciocolată. Deci avem aici cina lui Donald Trump, asta mănâncă el la cină. Bine, în articol scria că mănâncă câte două din fiecare, dar nu știu să cred, cum știi, gen 4 sandvișuri? Bă, eu cred că omul mănâncă ce-l face fericit. Și cât timp ești fericit, nu te îngrași. Nu se întâmplă nimic. A, nu. Știi de ce mănâncă Donald Trump de la McDonald's? Zice. Dacă ghicești de ce, îți dau 1 milion. Când ești președinte și ai puterea, zice, gata, România mai există, o bombardăm, știi? Lumea încearcă să te... omoare. Exact, să te otrăvească. Așa. Și nimeni n-are cum să-l otrăvească dacă el mănâncă de la un McDonald's random. Și asta el mănâncă doar de la Mac toată viața lui. Nu mănâncă doar de la Mac, îți dai seama, dar în mare parte mănâncă de la Mac din cauza asta. Bă, să știi că am observat că eu gen miliardare și oamenii importanți și astea mănâncă chestii foarte basic, foarte simple. Dar și te așteptai să mănânce oameni? Nu știu, dar ceva mai extravagant, mai uite, una alta. Că am făcut și eu un clip cu mănânc ca un miliardar timp de o zi, pentru că îmi permit. Jeff Bezos, știi ce mănâncă? Mănâncă iguane. De unde? De la restaurant. Bă, milkshake-ul de la Mac, puțin nașpa ca gust, dar tare rău ca textură. Ma, ia ce bun este și ăsta. Nu? Ai, ce refresh mi-a dat la viață. Dar e ciudat gustul. Mă simt mai tânăr. Și altă chestie ciudată pe care o mai face Donald Trump cu dieta lui, știi care? Care? Că bea doar suc fără zahăr. 10 doze pe zi. O notă? 10, mie îmi place Mac-ul. Wow. Filet-O-Fish. Și original, da. Cu aia sunt mor, ăsta e original, treilea clip. Cred că de anul ăsta, când merg și mănânc la Mac în tot clipul. Nu știu cum mâncă, vă uitați la mine, sincer. Ce ai fost și ce ai ajuns, bă. Da. Dacă clipul ăsta nu face 10.000 de like-uri în primele ore de când îl postez, cred că o să fie ultimul clip în care mergem și să nu facem nimic, să mâncăm. Cred că o să trebuiască să mă pun la treabă. Trebuie, bă, un nou an, un nou început. Au că am terminat cu Donald Trump, suntem în alt magazin. Ca să luăm mâncarea preferată a lui Klaus Iohannis, care este președintele României și nu o să ghiciți care. Aveți ciorba de perișoare? Da. Vă pune? Da. Vreau și o porție. Zic, asta e ciorba preferată a președintelui? Bă, nu prea știu. Acum s-o mânca la urmă. Ce avem aici, atacămurile? Ok, hai să vedem. Ciorba de perișoare. Dar eu știam gen altă culoare. Mă rog. Bă, și eu știam albă. Hai să vedem. Cum e? Băi, mie nu-mi place deloc. Ce, nu-ți place? Nu! Are smântână în ea și mi se pare ciudat, dar mai mâncat niciodată. De ce nu-ți place smântână? Ciorba de perișoare nu. Perișoarea e exact același gust cum eu imaginam eu cum am mâncat-o până acum. Dar ciorba e ciudată. Vreți-mi dacă eu am trăit într-o minciună sau ciorba de perișoare chiar se mănâncă cu smântână, că mi se pare extrem de ciudată. N-am mâncat în viață. Fiecare ciorbă se mănâncă cu smântână. Eu n-am mâncat niciodată ciorbă cu smântână. Am mâncat ciorbă când eram mic. Aici pare că am mai multă smântână decât ciorbă. Vezi? Dar nu știu de ce îi place așa mult ciorba de perișoare lui Klaus Iohannis. Bună, mă, ciorba de perișoare. Nu zic că nu-i bună, zic că nu știu de ce îi place așa mult. Asta e mâncarea lui preferată. Cum să nu-ți placă mult ciorba de perișoare? Când bă, eram mic... e ciudată, eu n-am mâncat niciodată așa. Băi, când eram mic îmi făcea bunica mea de asta. Să mor tu că-ți place. Chiar e bună, nu? Băi, mi se pare ciudat rău. Știi ce lipsește? Ce? Pâinea. Pe bune? Da. Da, trebuie să fii luat. Așa e seacă, dar e bună. Eu dau nota 10. Bravo, Klaus. Eu cred că tu ești puțin... Eu sincer, un 5. Eu mănânc ciorbă. Și ce înseamnă ciorba bună? Asta nu e ciorbă bună. Mie nu-mi place. Bă, stai. Mă, și mai iau o ciorbă cu perișoare să văd dacă și eu fac tot cu smântână. Să văd dacă zi eu prost sau nu. Stai. Da, mi-am luat o ciorbă cu perișoare să vedem dacă asta are smântână în ea sau nu. Asta, na, asta e ciorba cu perișoare. Aia e... Mersi frumos. Nu aveți voie să faceți poză cu aparatul profesional. Ok, aparent n-avem voie să filmăm cu camera normală, avem voie să o ținem doar aici. Seamănă cu ciorba pe care o știam eu. Câte perișoare se pun într-o ciorbă cu perișoare? Vreo 3. Mi-a pus 5. Oh. Asta e ciorba de perișoare. Efectiv, asta e. Ia o perișoare. Te vezi, nu e așa mare perișoare, poți să o faci ușor în gură. Bă, mult mai bun. Mamă, la... un gust n-are care asta. Biorm. Mi-a dat o pâine, cu oregano. Zim. Nu-mi place așa mult ciorba cu perișoare, aparent.
Ce faci? Încerc să le compar. Îmi place mai mult asta. Bun. Asta e așa sec. Și asta ghere sec. Nota mea la ciorba cu perișoare per total 6 acum, dar... Așa, băieți, am luat și bubble tea cu tapioca. Mănâncă asta, mănâncă următorul lider al lumii, și anume Kim Jong-un. Bine, bea mai degrabă. Mi-mi place foarte mult bubble tea-ul. Dar asta nu-i deloc dulce. Deci, eu... Migrația când te-a văzut. Bubble tea-ul ăsta nu-i deloc dulce. Adică, gen, asta cu ciocolată. N-are deloc gust de ciocolată. Dar ce de asta trebuie să fie gen ciocolată? Sincer, arată ok, arată ca ciocolată, lapte cu ciocolată și cubile de ciocolată. Să moare de nu vomit. Hai să plecăm de aici. Hai să plecăm de aici. Ok, acum mergem să luăm sushi-ul preferat al lui King Jomul ăsta. E ceva cu toro, care e un fel de ton. Nu mai e niciun chef. Nu pot să mă opresc, e prea scârbos cu aia. Acum suntem la un restaurant de sushi și o să mâncăm sushi-ul preferat al lui Kim Jong-un, care e ceva cu ton, toro, ceva de genul. Ăsta e, cred. E foarte sărat, e bun, dar e ciudat rău că ăsta e crud, rândul tău. Nu, sincer nu, eu nu mai vreau nimic din ce mănâncă Kim Jong-un ăsta. Hai, mă, nu pot zici că nu-i bun. E bun. E mai bun ca tapioca aia. Da. Orice mai bun ca aia. Mi-mi place. Chiar e bun. Îi dau nota 6. Băiatul ăsta, îmi plăcă că îi plac chestiile astea. Îi place foarte mult brânza. Mai ales ca și ca al lui Ermentrantr. Ala de mâncat Tom și Jerry. Asta este ultima chestie din meniul lui King Jong-un. Chiar mai cașcavalul emmental. Cel mai prost cașcaval din lume. No, poți să... Hai să vedem. Am luat o bucățică mică mare. Ai gust de picioare în gură? Da. Place? Nu mă întreba să nu știu. Bă, dar omul ăsta e psihopat cu aia. Da. Dă-te, dracule, bă. Ești prost cum arată. A, mortăciune, mă. Nu poate le-au apătat, bă. Cu aia. Nu mai pot. Cu aia. Nu. Știi că s-a căcat cineva la mine în gură și tot. Oribil, bă, cu aia, oribil. Notă lui Kim. 1, minus 1. Și acum, ultimul șef de stat de pe lista noastră este Vladimir Putin, care niciodată nu mănâncă cine, preferă să mănânce câteva fructe în rest. Și el pune foarte mult baza în micul dejun, pentru că este singura masă pe care o ia la el acasă. În rest, din câte am înțeles, prânzul ia undeva în oraș. Deci am cumpărat niște bilete să mergem în Rusia să-l mâncăm fix unde îl mănâncă el. Ce glumesc. Dar el la micul dejun mănâncă cottage cheese și face un shake de șoarec. Ridiche cu hrean coaie. Shake. Și bea un ou crud. Mă, coaie, lasă-o, zici că își bate joc de noi, coaie. Cred că efectiv a dat un interviu, sigur o să fie un prost odată, blond, sigur, care să vrea să facă asta și o să mănâncem șoare cu hrean. Hai să vedem, începem cu cei mai bun. Brânzica cottage. Foarte bună, sincer. Urâtă? Bă, are gust bun, dar are textura ciudată, rău de tot. Da? Mm-hmm. Păi zi, biluțe mici. De fapt, e bună. Da, e bună. Acum urmează să facem shake-ul ăsta de sfeclă. Habar n-am dacă se prepară așa. Cum era asta? Miroase a pământ. Chiar miroase a pământ. Se iau gura așa prima oară. De te rec. Ești prost, nu-i așa rău. Sincer, iau o gură. Coaie, chiar nu e așa rău. Sincer, nu e așa rău. Nu prea are gust, sincer. Știu, de-aia trebuie să punem hrean în el. Are miros de pământ, dar gust nu prea are. Destul? Da. Vrei să facem piatră foarte pe hârtie? Cine bea din el? Dacă facem piatră foarte pe hârtie, unul nu mai bea. Da, mă, dar eu pierd tot clipul. Am, băi, până la spia. Una din una, da? Deci, 3, 2, 1 și... Da. Hai.
face cu aia? De ce am mare? Dacă știam că o să fie păcat mea și dar nici n-ai înghițit băzdreanță. Se pare că aș fi vrut? Trebuia să înghiți, mă, să vezi cum. Și asta e ultimul lucru pe care Vladimir Putin îl mănâncă dimineața. Wow. Un ou crud. De ce îl bea crud? Poate e sănătos, dar și dacă îl fierbi, ce p*** mea pățește? Că el stă acolo și... Poate e mai sănătos crud. Hai să ne-am șat. Înghițim direct. Și abonați, cam atât a fost video-ul ăsta. Nu uitați să dați like, să vă abonați. Andra s-a abonat după ultimul meu video și a câștigat 100 de lei. Dacă nu ești încă abonat, apasă acum pe subscribe, pentru că săptămâna viitoare voi da alți 100 de lei cuiva care se abonează în următoarele 7 zile. Iar când ajungem la 1.000.000 de abonați, voi mări premiul la 1.000 de lei. Și dacă ești deja abonat, folosește telefonul de la un prieten, frate sau părinte și abonați-te de acolo și s-ar putea să câștige ei 100 de lei.